4 ani din viață i-au petrecut împreună. În tot acest timp au râs, au legat prietenii, au învățat și au făcut fel de fel de năzbâtimi. Apoi drumurile li s-au separat, fiecare mergând unde i-a purtat norocul ori dorința de a face o carieră. Vorbim despre absolvenții promoției 1984 a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia, care s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii după 30 de ani de la terminarea liceului. În 1984 au pășit pentru ultima dată pe băncile școlii, iar acum după 3 decenii foștii liceeni s-au reîntors în sălile de curs la sediul Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. Reîntâlnirea a fost una emoționantă și toți au profitat de ocazie și au povestit întâmplările de care au avut parte cât timp nu s-au văzut. Sunt foarte emoționată, abia așteptam, toată noaptea n-am dormit, de fapt de vreo 2 săptămâni așa îmi fac gânduri, cum o să fie. Cum ați regăsit colegii după 30 de ani? Minunați, ne schimbați parcă. Bine, eu acum îi văd tot așa cum erau atunci, în ochii mei așa sunt. Am ceva emoții, m-am chinuit să am ceva emoții. Cum v-ați regăsit colegii după 30 de ani? Ne schimbați, așa se zice. La fel de tine. La fel de tine, da, cu cel puțin la nivel de obiceiuri și apucături sunt la fel. Am avut emoții și avem emoții în continuare cu toții, atât foștii elevi, cât și dascălii noștri. O întâlnire, o reîntâlnire după 30 de ani, plină de bucurie și de entuziasm, așa. Tineri plini de idealuri care au terminat liceul în 1984 sunt astăzi oameni împliniți și fericiți. Au diferite meserii de care sunt mândri. Însă în weekend au așteptat cu nerăbdare sosirea în clasa a profesorilor și a dirigintelui și strigarea catalogului. Asta noapte eu nu am putut să dorm, gândindu-mă la această întâlnire emoționantă, întrucât din anul 80 până în anul 84, 1980-1984, eu am predat la aceste două clase, a 12-a și a 12-a B. Și am avut într-adevăr niște elevi deosebiți, elevi care au făcut cinste liceului și de care mi-amintesc cu plăcere, de aceea am și venit. Întâlnirea a consemnat și ținerea unui moment de reculegere în amintirea colegilor dispăruți. Seama, din păcate, nu mai este printre noi. Să păstrăm un moment de reculegere. Da, pot am. Da, am văzut facultatea de medicină și asta. Revederea de 30 de ani de la terminarea liceului s-a încheiat pentru absolvenții promoției 84 a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia, cu gândul la următoarea aniversare.